If I knew you were coming, I'd have baked a cake, baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Cookies mean so much to me! Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț! Astăzi pregătim orez cu stafide și nout, un preparat pe care îl puteți servi ca atare sau îl puteți servi lângă un fel de mâncare principal ca și garnitură. Eu vă las aici lista de ingrediente pentru două porții dacă doriți să faceți garnitură. Dacă doriți să faceți fel principal, va trebui să dublați ingredientele pentru două persoane. Fierbem orezul conform instrucțiunilor de pe ambalaj, după care într-o tigaie destul de încăpătoare punem puțin ulei de măsline la încins, iar peste uleiul de măsline adăugăm ceapa tăiată cât se poate de mărunt și o vom căli pentru aproximativ 2-3 minute până când ea devine sticloasă și se desface așa în bucățele mai micuțe, să nu fie așa bucățelele lipite. După ce am călit ceapa, adăugăm năutul și îl vom găti și pe el, tot așa, pentru aproximativ 2 minute. Deci, practic, adăugăm toate ingredientele la intervale de 2 minute și le gătim câte puțin pe fiecare în parte. După ce s-a rumenit puțin și năutul, putem să adăugăm mazărea. Eu am folosit de data aceasta mazăre din conservă, însă la fel de bine puteți să folosiți și mazăre congelată, dacă doriți, și bineînțeles cantitățile le puneți în funcție de preferințele voastre. Puteți să puneți mai mult năut, mai puțină mazăre, mai multă mazăre, mai puțin năut, în funcție de cum doriți. După ce s-a gătit și mazărea, adăugăm stafidele. Stafidele le puneți tot așa, în funcție de cât de dulce vă place să fie mâncarea. Dacă nu sunteți obișnuiți cu mâncarea mai dulce, puteți să puneți mai puține stafide la început și puteți să le și hidratați, dacă doriți, pentru aproximativ jumătate de oră în apă călduță. Eu nu am considerat necesar pentru că oricum se vor hidrata în timp ce se gătesc. Orezul este și el gata, după cum vedeți, l-am fiert exact cât a trebuit pentru că nu s-au lipit boabele între ele. Eu folosesc orez în punguțe de la Uncle Ben's, însă puteți folosi orice orez doriți, orice orez vă place și le gătim puțin așa împreună. Foarte important este să nu aruncați apa în care ați fiert orezul, pentru că vom folosi și din apa aceasta aproximativ 50 de mililitri. Adăugăm așa câte puțin și amestecăm. Eu fac lucrul acesta pentru că îmi doresc să se lege puțin mâncarea, să nu fie toate ingredientele așa individuale, să nu fie prea uscată mâncarea și atunci avem nevoie de puțin lichid și prefer să folosesc apa în care a fiert orezul. Pun câte puțin, amestec și adaug și sos de soia. Puteți să puneți o lingură, două, în funcție de preferințe, însă dacă puneți mai puțin sos de soia, s-ar putea să trebuiască să mai completați și cu un praf de sare. Adaug și piper negru proaspăt măcinat și acum nu ne rămâne decât să condimentăm după gustul nostru. Eu, de exemplu, adaug și puțin coriandru măcinat, pentru că îmi place foarte mult coriandrul în această mâncare, puțin ghimbir măcinat și chiar și un praf de usturoi merge. Cam astea sunt condimentele pe care eu le folosesc la această mâncare, însă bineînțeles că le puneți în funcție de gustul vostru. Mai amestecăm și lăsăm așa să se mai gătească pentru aproximativ 2-3 minute, astfel încât să se combine puțin aromele. Aici mă vedeți că pun ghimbir măcinat, mai trebuie să mai suplimentăm puțin ca să se simtă mai bine gustul de ghimbir. Dacă nu vă place, bineînțeles că puteți să nu îl puneți. Amestecăm și în mare parte cam aceasta este mâncarea. O mai lăsați așa să se gătească, după cum am spus, pentru aproximativ 1-2 minute. Dacă îl serviți ca fel principal, puteți să serviți orezul exact așa cum este, nu mai trebuie să adăugați absolut nimic. Însă noi am preferat să servim acest orez ca o garnitură lângă cărniță de pui pe care am condimentat-o și am prăjit-o așa puțin în tigaie. Asta a fost alegerea noastră. Fiecare face cum dorește, cum consideră, însă nouă în această combinație ne-a plăcut foarte mult acest orez cu stafide și, după cum se poate observa, eu am adăugat puțin mai multe stafide la mine în farfurie pentru că îmi place
orezul puțin de tot mai dulce. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe rețete. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!